Dacă la estimările inițiale, Ministerul Muncii a prevăzut majorări pentru 3 milioane de pensionari, numărul celor care au primit bani în plus la recalculare a ajuns la aproximativ 3 milioane 800 de mii. Ministrul Finanțelor a dat asigurări că bani există pentru plata pensiilor, dar trebuie căutate sursele. Un efort bugetar lunar de 2,5 miliarde lei, un impact cumulat până la sfârșitul anului de 10 miliarde lei. Acești bani sunt cuprinși în buget, îi avem. Economiștii spun că soluția guvernului este să atragă bani din împrumuturi pentru a acoperi cheltuielile suplimentare cu pensiile. Însă strategia nu este viabilă pe termen lung, mai ales că România trebuie să prezinte Comisiei Europene propuneri pentru reducerea deficitului bugetar. Întrebarea este ce se va întâmpla în anul următor, pentru că această reformă sistemului de pensii care este promovată prin noua lege duce la creșterea cheltuielilor bugetare cu pensiile în fiecare din anii până în 2030. Până la urmă s-ar putea ca piețele financiare să fie cele care ne penalizează și nu vom mai putea obține fondurile necesare pentru anii următori. Forma actuală a legii pensiilor îi ajută pe cei mai mulți pensionari să câștige mai mulți bani lunar, chiar și pe cei care beneficiau de pensie socială, un ajutor acordat din bugetul guvernului. Noi am încercat prin această nouă lege a pensiilor să eliminăm inechitățile care s-au acumulat în sistem, pentru că aveam pensii în plată cu cuantumuri diferite, dar aveau totuși aceeași contributivitate. Doar că există și oameni care vor pierde la recalculare. Asociațiile de nevăzători, de exemplu, atrag atenția că noua lege îngheață pensiile persoanelor cu dizabilități pentru o perioadă lungă de timp. Iar cei care vor ieși la pensie de acum înainte vor primi sume mult mai mici. Din noua lege a fost eliminată facilitatea stagiului redus, dar este acordată o bonificație de 0,5 puncte pentru fiecare an lucrat în condiții de handicap. Însă numai pentru cei care ies la pensie din acest moment. Avem un dialog permanent cu cei de la asociațiile persoanelor cu dizabilități și ne străduim, în măsura în care resursele ne permit, să avem o politică în care să le protejăm drepturile. Doamna ministru, probabil ori este necunoștință de cauză, ori a fost greșit informată. În cazul nevăzătorilor care sunt ieșiți la pensie în acest moment, indiferent de cât au lucrat, nu li se aplică acel 0,5 puncte pentru fiecare an lucrat în condiții de handicap. Adică dacă tu ai lucrat 10, 15, 30 de ani, în momentul în care s-a făcut această recalculare, când vor primi acele decizii, nu va cuprinde acel 0,5. Și de aici rezultă niște pensii tăiate și cu 50%. Un alt aspect este acela că până acum punctajul de pensie se raporta la venitul mediu brut lunar. Acum se realizează în funcție de media anuală. În aceste condiții vedem că punctajul scade și nu este singura problemă. Cei ale căror pensii urcă peste 2000 de lei nu vor mai beneficia de ajutoare din partea statului. Este vorba despre voucherele sociale de 250 de lei pentru produse alimentare și mese calde. La acestea se adaugă și voucherele pentru energie, un ajutor de 1400 de lei acordat în două tranșe. Practic, pentru unii, guvernul ia cu două mâini.